Cadrele didactice oltene care au susținut examenul național pentru definitivare în sistemul de învățământ și-au aflat recent rezultatele. La nivelul județului Olt, statistica este una îmbucurătoare. Potrivit Inspectoratului Școlar Județean Olt, procentul de promovare a fost mult mai mare față de anii anteriori. La nivelul județului Olt, din cei 71 de candidați care au predat lucrările pentru a fi corectate, 50 dintre ei au obținut note mai mari decât 8, ceea ce înseamnă că 50 din cei 71 au promovat acest examen. Procentul la nivelul județului este de 70,42. Notele au fost mai mari, de fapt procentul de promovabilitate a fost mai mare decât în anii anteriori la acest examen. Nu toți candidații au susținut proba scrisă până la capăt. Din cauza emoțiilor prea mari sau din cauza dificultății subiectelor, unele cadre didactice au decis să se retragă, fie înainte de începerea examenului, fie în timpul acestuia. În județul Olt, 78 de candidați au avut dreptul de a susține proba scrisă din data de 22 iulie. Au fost prezenți 77, 6 dintre ei s-au retras, astfel încât pentru corectare au plecat 71 de lucrări. Cea mai mare notă la proba scrisă a examenului național de definitivat a fost obținut de un profesor de limba germană, respectiv 9,70, iar cea mai mică a unui profesor de sport, respectiv 2,40. Rezultatele finale după corectarea eventualelor contestații vor fi afișate în data de 4 august.